România ar putea avea două mini-vacanțe la sfârșit de an, dintre care una de șapte zile. Pe lângă zilele libere de Crăciun, Revelion și sărbătorile legale ale perioadei, guvernul ar putea stabili zile libere pentru a face punte cu weekendurile. Prima minivacanță ar putea avea 5 zile, în condițiile în care guvernul va stabili ca și ziua de vineri, 27 decembrie, este liberă. Prima zi de Crăciun cade într-o zi de miercuri, iar a doua este liberă de la stat. De Revelion este posibilă o minivacanță și mai mare, de 7 zile libere. Zilele de 1 și 2 ianuarie, adică miercuri și joi, sunt libere. Legal rămâne ca guvernul să aprobe ziua de 3 ianuarie zi liberă și astfel să se creeze punte cu weekendul. Urmează luni și marți, adică 6 și respectiv 7 ianuarie, adică de Bobotează și de Sfântul Ioan Botezătorul, când sunt alte două zile libere legal, ceea ce înseamnă o mini-vacanță de o săptămână în total. În anul 2025, în total, vor fi 17 zile libere, dintre care 13 pică în timpul săptămânii, iar 4 în weekend. Zile libere în anul 2025, 1 ianuarie, 2 ianuarie, 6 ianuarie, Boboteaza, 7 ianuarie, Sfântul Ioan Botezătorul, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, 18 aprilie, Vinerea Mare a Paștelui, 20 aprilie, Paștele, 21 aprilie, a doua zi de Paște, 1 mai, Ziua Muncii, 1 iunie, Ziua a copilului. 8 iunie rusalii, 9 iunie a doua zi de Rusali, 15 august adormirea maicii domnului, 30 noiembrie sfântul Andrei, 1 decembrie ziua națională a României, 25 decembrie prima zi de Crăciun, 26 decembrie a doua zi de Crăciun, relatează antena 3ro